Radio România, Radio Internațional. România Internațional. Radio România Internațional. Bun găsit, dragi prieteni, și felicitări că ați ales și pentru acest moment al zilei postul nostru de radio. Iată-ne, deci, într-o zi de vineri, a doua zi de vineri din lună. A doua zi de vineri din luna septembrie, un septembrie foarte cald și frumos aici la București, drept care vă invităm să ne fiți alături la derularea programului. Avocatul casei. Avocatul casei, avocatul postului de Radio România Internațional. Gazda dumneavoastră și astăzi Ioana Nițescu, care vă propune o emisiune specială. Specială pentru că de data aceasta avem invitată în studio o domnișoară foarte tânără, foarte drăguță, cu un zâmbet minunat, dar care a fost premiată pentru o reușită extraordinară, aceea de introducere a unui ordin de protecție în maxim 72 de ore în legislație. Este vorba despre doamna Simona Voicescu, președinta Asociației Necuvinte. Bine ați venit la Radio România Internațional! Bine v-am găsit și bună seara tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele pe care le-ați spus. Sunt mă lăudați prea mult, poate. Nu vor urma cuvinte de laudă cât cuprinde, pentru că trebuie să vă spun, stimați ascultători, că ne-am cunoscut pe 1 iulie, când, spre surpriza celor care au fost invitați la o recepție oferită de Ambasada Israelului, spre surpriza tuturor, filmul pe care l-am vizionat ne-a dus într-o lume aparte și ne-a vorbit despre ce înseamnă violența în familie. Și ne întrebam, oare de ce o recepție în care ni se prezintă un film despre violență, după care am realizat că numai niște oameni care au trecut prin violență și care știu la ce duce violența și ce înseamnă să nu mai fi considerat om, numai oamenii aceia pot să înțeleagă și să-și apropie o asociație numită, iată, Necuvinte, o asociație care de data aceasta, reprezentată de Simona Voicescu, va avea de rostit foarte multe cuvinte. Deci, să începem! Să începem! Este adevărat, ocazia despre care vorbeați, 1 iulie, a fost realizată cu ajutorul excelenței sale, doamna ambasador Tamar Samaș, care a fost și este o femeie extraordinară, a înțeles într-un mod profund lupta noastră pentru egalitate de șanse, pentru drepturile femeilor și pentru înlăturarea acestui fenomen absolut îngrozitor, violența în familie. Și dânsa ne-a oferit oportunitatea de a ne lansa în contextul pe care l-ați văzut și dumneavoastră, de față cu foarte multe personalități și persoane publice. Da, trebuiau toți acești oameni să afle că ați lansat, am avut atunci materiale promoționale și ați lansat o campanie de prevenire a violenței în familie intitulată Aripi Frânte. Este adevărat. Ați avut alături de noastră Poliția Română. Da, pentru da. Poliția Română, care ne este partener în această campanie până la final. Până la final. Dar s-ar părea că nu este singura campanie pe care asociația dumneavoastră a făcut-o, dar acum vorbim despre aceste Aripi Frânte. Această campanie este prima noastră campanie națională și este construită în jurul unui documentar realizat la Penitenciarul de Femei Târgușor, prin care am spus poveștile a 4 femei care, din cauza prea multor abuzuri și la prea mult rău, au ajuns să-și ucidă partenerii de viață. Ce am vrut noi să accentuăm este că violența naște violență și că atunci când noi considerăm că este o problemă de familie și nu cerem ajutorul nimănui, ajungem să ne tăiem aripile de tot și ajungem la rândul nostru din victimă agresor. Documentarul este însoțit de un ghid de intervenție în situații de urgență, care va fi distribuit în toate secțiile de poliție din țară și de un afiș, care afiș va fi montat încercăm noi să ajungem în toate scările de bloc, pentru că vizăm cifra neagră a violenței
Și cu toții știm că, în general, femeile sunt preocupate de cheltuielile casei și ele se duc să vadă ce cheltuieli sunt la vizier. Și ne gândim că, văzând acest afiș săptămână după săptămână, poate vor pune mâna pe telefon și vor cere ajutorul cuiva. De foarte multe ori la această emisiune noi ne oprim asupra unor legi. Iată că și de data aceasta avem la baza acestui dialog o lege. Este vorba de legea numărul 217 din anul 2003 privind combaterea violenței în familie. Și dumneavoastră, că spuneam la un moment dat că ați fost premiată, da, ați introdus, ați modificat la sfârșitul anului decembrie 2015 această lege, care întâi a trecut prin Camera Deputaților, după aceea Senat, a fost promulgată de președintele Iohannis și dumneavoastră ați reușit să vă zbateți și să aduceți o modificare. Da, ce am reușit noi să facem, n-am făcut-o singuri, am făcut-o și cu ajutor politic, întotdeauna așa este, sprijin politic. E obligatoriu. Obligatoriu. Am reușit să definim termenul de urgență. Legea spunea că acest ordin de protecție se emite în regim de urgență, fără a fi definit regimul de urgență, în cât timp. Și în practică, acest ordin de protecție era emis și până la 3 luni de la momentul depunerii cererii, ceea ce vă dați seama că este extraordinar de mult timp pentru o femeie care se află într-o situație cu risc la adresa vieții ei. Și noi am definit termenul acesta în maxim 72 de ore. Da, să menționăm câteva date legate de lege, da? Da. Deci ea se referă la violența în familie. Violența în familie reprezintă orice agresiune fizică, psihică, verbală, sexuală sau economică, săvârșită cu intenție de către un membru al familiei împotriva altui membru al aceleiași familii. Iar în urma acestor fapte de violență, unul dintre cei doi parteneri sau copii, cel agresat, avea dreptul să depună o cerere de protecție. Da? Da, pentru emiterea unui ordin de protecție. Da. Ei, aici ați intervenit dumneavoastră, pentru că, de fapt, judecătorii luau cererea în discuție, dar nu era prevăzut un termen și de foarte multe ori se putea, de la depunerea cererii până la discutarea ei, să treacă foarte mult timp. Treceau în general luni de zile. Luni de zile. Era judecată ca orice altă cauză. Deci când îi venea rândul. Când îi venea rândul, exact. Ori aici vorbim de infracțiuni foarte grave, vorbim de oameni care se află în pericol de moarte de multe ori, din păcate, din nefericire, iar ordinul trebuia emis, așa cum spunea legea inițial, în regim de urgență. Trebuia emis pe loc, dacă se poate. Noi asta ne-am dorit, dar... Bun, 72 de ore în aceste condiții față de câteva luni nu înseamnă este, pe loc. Este, deja. Este și avem deja primele date din țară după 6 luni de implementare a legii, în care se vede că funcționează. S-au depășit cifrele ordinelor de protecție depuse și emise în anul 2015, în primele 6 luni ale acestui an. Pentru că programul nostru are din când în când și câteva momente de respiro. Iată că dumneavoastră acum, trebuie să vă mulțumesc, vorbim de aripi frânte, ne-ați adus aici un îngeraș cu aripile frumos desfăcute și îmbrăcat în alb, ce poate fi mai frumos decât un îngeraș. Și în aceste condiții, spunem și noi precum interpreta, vreau să vin viața mea ca o protecție. Să vin viața mea pentru a mă alunga durerea, împlinindu-mi dragostea. Numai una mi-este vrerea, vreau să vin viața mea. Să nu-l pot
îți da și să dorești să mă găsești oriunde aș fi, cât voi trăi. Vreau să vin viața mea, să rămâi o veșnicie și-nc-o viață de-am avea. Singură greu să-mi fie, vreau să vin viața. Așadar, revenim la Aripi Frânte, la Asociația Necuvinte și la Simona Voicescu. De unde v-a venit ideea să intrați într-o luptă atât de grea? Este o întrebare care mi se pune foarte des și este adevărat, e o ușoară nebunie, dar viața m-a adus într-un mod natural aici. Am terminat dreptul, am plecat de la început cu ideea de a salva lumea cumva ca și adolescentă, de a face justiție. Am intrat în proiecte sociale pentru incluziunea socială a populației de etnie romă, adică m-am dus către populația care avea probleme și care avea nevoie de ajutor și la un moment dat a fost un declic, să spunem, în care căutam un drum, n-am știut încotro să o iau și mi-am dat seama că trebuie să fac ceva pentru femeile din jur, pentru mine și pentru femeile din jur, pentru mine ca femeie care poate la un moment dat de-a lungul timpului nu am fost respectată la anumite locuri de muncă, pentru faptul că vedeam prietene care acceptau mult mai puțin decât ar fi meritat sau că trăiau în situații pe care n-ar fi trebuit să le accepte și eu la momentul acela nu aveam legătură cu acest domeniu, dar nu mi se păreau normale. Eu aveam tot timpul așa o reacție intrinsecă de refuz. Cum nu se poate face nimic? Dar de ce nu faci ceva? Dar de ce nu ceri ajutor? Dar de ce nu vorbești despre asta? Dar era simțul dreptății, exact, pe care l-aveați, da, în dumneavoastră, da, și vă mirați că ceilalți nu reacționează. Exact. Da. Și mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, ok, trebuie să fac ceva, pentru că lumea are nevoie de informații. Asta este concluzia pe care am tras-o după fiecare an de activitate în Asociația Necuvinte. Este nevoie de educație, educație, educație. Da, și oamenii să înțeleagă că au drepturi. Oamenii trebuie să înțeleagă că au drepturi, pentru că au drepturi, sunt o mulțime de legi și o mulțime de articole din codul penal, ca să înțeleagă cât de gravă este situația. Sunt prevăzute în codul penal care spun că aceste acte de violență sunt infracțiuni. Da, spuneați că vreți să mergeți în scările de bloc să puneți acest, da, afiș. Da. Ghidul acesta al siguranței pentru victimele violenței în familie este extraordinar. Vă mulțumesc. Dacă ar sta să-l citească persoanele, cum să spun, am văzut că ați făcut anchete, da, normal, da, și am văzut răspunsuri, câteva dintre ele, câte persoane nu trec prin lucrul acesta, cred, absolut, că au conștientizat abia în momentul în care
le-ați întrebat și le-ați explicat că acesta este un abuz. Am văzut răspunsuri de genul: vă las un alt număr de telefon, vă rog să nu mă sunați pe cel de pe care v-am sunat eu, e de la birou și n-aș vrea să știe colegii că trec prin așa rușine. Toate aceste cuvinte ne-au fost puse la noi în birou de diverse doamne din București, toate cu studii superioare. Incredibil. Da, da. Este incredibil. Am știut de la început că are un comportament agresiv, dar nu am vrut să rămân singură. Mi-am dorit foarte mult un copil. Acum tot ce îmi doresc este să fiu din nou singură, să pot dormi noaptea. Da. Da. Deci nu am vrut să fiu singură. Femeia care acceptă violența numai ca să nu fie singură, da? Da? Femeia care acceptă ca bărbatul să fie prea de putere. Pentru că am fost educate să fim cetățeni second hand sau să fim cetățeni de mâna a doua. Noi, cetățeni ce? Pentru că am fost educate generație după generație să fim gospodine, ceea ce nu este rău, să avem grijă de bărbat, ceea ce nu este rău, dar trebuie să avem grijă și de noi. Deja, să fim mame. Deja se fac 100 de ani de când au început lupta, de când a început lupta de emancipare, exact, a femeilor. Și cu toate astea tot avem această conștiință a datoriei față de bărbat, care ne face să suportăm, să rămânem, să înțelegem. Nu știți de câte ori auzim, nu vreau să merg la poliție pentru că nu vreau să-i fac rău. De ce le este frică femeilor de bărbați? Cred că nu știu dacă le este frică de bărbați, cât le este frică de singurătate și de societate. Le este frică de judecata societății. Chiar dacă ajung la acte de violență extrem de grave împotriva lor, se tem mai puțin de el cât despre restul lumii și gura lumii. Adică trăiesc pentru lume, nu trăiesc pentru ele? Trăiesc pentru ele, dar încă judecăm. Nu știu, pe vremea lui Ceaușescu, mi-amintesc că îmi povestea bunica mea că în timpul schimbului de experiență pe care l-a făcut Nicolae Ceaușescu cu studenții străini, a apărut o întreagă generație de copii mulatri sau cu rădăcini arabe și că ieșau bunicile în parc cu un copil mulatru și toată lumea judeca și se uita urât. Bine, după a fost acel un festival al tineretului care a fost în România și atunci au apărut multe. Primii, da. Primii copii de altă culoare. Și da. Încă am rămas puțin nu la fel, slavă Domnului. Suntem foarte deschiși la minte, noi românii, și asta mă bucură, dar am rămas încă cu această idee că ne judecă lumea, că este păcat, este rușinos să divorțezi, că este rușinos să rămână un copil fără tată, că este rușinos să te duci la poliție. Ce treabă are poliția cu problema ta? Că problema ta e în familie, e înăuntru, e în spatele ușilor închise. Ce treabă are poliția, un organ extern, să vină să facă curățenie la tine în casă? Încă avem această conștiință a educației care ne-a fost făcută a generație după generație, din păcate. Din păcate. S-ar putea ca la bază, dumneavoastră aici ați scos în evidență ce înseamnă violența familiei, inclusiv economică, s-ar putea ca la bază să fi stat faptul că, din punct de vedere economic, bărbatul era cel care exact ținea casa, dar dacă judecăm, din punct de vedere legal, sunteți avocat, da? Din punct de vedere legal, femeia la rândul ei ține casa, pentru că da, ea este cea care are grijă de bărbat, are grijă de cămin, da, ea ține căminul, da, și ea este cea care dă naștere urmașilor acelui bărbat. Deci ea trebuie respectată. În teorie aveți perfectă dreptate. Da, în practică... Dar dumneavoastră ați întâlnit aceste femei. Da, am văzut, da, filmul acela care s-a prezentat, da, atunci la recepție. Am fost fascinată de mărturiile făcute de acele femei care își ispășeau pedepsele pentru că îl omorâseră până la urmă, nu mai puteau. Nu mai puteau. Mai re... da. Și au ajuns să omoare. Și ați văzut că au fost întrebate dacă au cerut ajutorul poliției și toate au spus nu? Exact. Deci, dacă ar fi cerut ajutorul poliției, dacă ar fi sunat la 112, n-ajungeau să fie în închisoare astăzi. Nu. Asta am vrut și noi să accentuăm și realizarea documentarului a fost o experiență extrem de emoționantă. Poveștile, cu toate că sunt diferite, cumva au avut niște puncte comune, toate aceste femei au ajuns la un punct în care nu au mai putut să suporte. Un punct de... Toate au spus că li s-a făcut negru în fața ochilor, că nu au mai putut. Nu, și la tuturor... A venit momentul acela când nu au mai rezistat. Da. Și toate au vorbit despre copii. Că ele au suportat, dar toate ca toate până la copii. Da, da, da. Așa, asta am reținut. Da. Așa este faptul șcării, dar mi-am salvat copilul. Exact.
Este o dramă, este de asta am și numit-o Arifrânte, este o dramă continuă, este o dramă, drama inițială de a fi victima unei infracțiuni care ține de violența în familie și drama de a-ți face singură dreptate, fiind pedepsită pentru infracțiunea pe care ai comis-o. Este o dramă care are urmări asupra copiilor acestor femei care au rămas fără ambii părinți, asupra părinților lor, prieteni. Este o dramă continuă care putea fi oprită dacă cereau ajutor, pentru că există lege care apără victimele violenței în familie și există, oamenii aceștia au drepturi. Asta trebuie să înțeleagă fiecare dintre ascultători. Da. De ce vă întreb? Că spuneți de ascultători. Foarte mulți dintre ascultătorii noștri sunt români care se află temporar în străinătate. Foarte multe femei plecate la muncă în străinătate și se întâmplă acte de violență ori în țările în care se află, ori la întoarcerea lor în țară se întâmplă acte de violență, deși partenerii au fost de acord inițial ca ele să plece la muncă în străinătate. De asta mi se pare foarte important subiectul să-l dezbatem la Radio România Internațional, pentru că avem ascultători care trec prin așa ceva și nu știu că pot să fie protejați. Sunt convinsă. Deci, ce pot să facă persoanele care sunt în străinătate și cărora le este frică să mai vină acasă? Pentru că acasă vor fi sfâșiate. Nu trebuie, eu sunt, nu trebuie să le fie frică. Nu trebuie să le fie frică. Că se întâmplă aceste acte de violență în țara în care se află acum, trebuie să apeleze la poliție. Poliția de oriunde, poliția din Uniunea de oriunde. Europeană. Nu sunt perfecți niciunde în lume, dar da. Ei sunt primii care trebuie să anunțați. Primii. Deci, în momentul în care se întâmplă un act de violență, trebuie să anunțe trebuie la neapărat poliție. Anunțată poliția, neapărat, pentru că altfel aceste plângeri care se depun la poliție le vor ajuta și pe termen lung, le vor ajuta și pentru cererea privind ordinul de protecție, le vor ajuta și pentru procesul de divorț și custodie. Trebuie să se vadă un istoric agresiv în spate, pentru că el există, altfel nimeni nu se duce la poliție de bine. Asta este clar. Și în momentul în care ajungi să te duci la poliție și să reclami, înseamnă că nu e prima dată când s-a întâmplat. Să se ducă. Iar pentru cazurile despre care ați spus mai devreme, în care le e frică să se întoarcă în țară din cauza acestor parteneri de viață extrem de agresivi, același lucru îl spun. Să încerce să nu se întoarcă în același domiciliu, dacă există această posibilitate, în vreun fel, și să, din momentul în care intră în țară, să se ducă la secția de poliție de care țin și să spună că au fost amenințate în nenumărate rânduri și că ele consideră că viața lor este pusă în pericol din momentul în care s-au întors în țară. Știu că multă lume este reticentă la ideea de a apela la poliție, dar indiferent cât de multe ONG-uri sunt în România, cât de bine vor să facă, niciodată nu vor putea să acopere partea de implementarea legii cum o face poliția. Asta este treaba lor, să intervină astfel de situații. Nu sunteți singura asociație, sunt mai multe, dar fiecare gândește că poate să educe, deci rolul asociației este să educe, exact. Să poată să îi învețe pe oameni că trebuie să trăiască decent și cu fruntea sus și să nu se lase umiliți. Și să-și ceară drepturile. Și să le deschidă ușa către poliție, către factorii de ordine, direcțiile de asistență socială, către să vorbească despre asta până la urmă. Adică învățați să vorbească despre drama prin care trăiesc. În primul rând trebuie să depășim termenul de rușine. Nu este o rușine. Este un ghinion, poate. Este o întâmplare nefericită. Fără doar și poate. Dar nu este o rușine. Este o întâmplare. Să ne gândim, să o comparăm, poate nu e cea mai bună comparație cu un accident rutier, o tamponare ușoară. Nu este plăcută, dar este un incident care se întâmplă. Despre un accident în trafic nu ne este rușine să vorbim. De ce ne este rușine să vorbim despre violența din casa noastră, unde ar trebui să ne simțim cel mai în siguranță? Interesant cuvântul rușine. Să avem câteva secunde de percepție apostului. Îți spunem bună ziua în limba ta. Îți dezvăluim România în limba ta. Radio România Internațional. Aproape totul despre România. Avocatul casei. A spus cuvântul rușine și
V-ați referit la un accident. Să știți că, într-adevăr, există această rușine greu înțeleasă sau defectuos înțeleasă. Chiar și la un accident, fiecăruia este frică să recunoască dacă a fost de vină și tot dintr-o frică de violență. Deci, întorcându-se acasă și spunând, am fost de vină, eu am intrat în stâlp, da? Povestea este, știe ălălaltul. Deci există această frică față de partener. Chiar este și o reclamă la televizor care mă amuză cu ce faci. Sunt la spălat, iubitule, când de fapt mașina era... Era în râu. Asta pentru că nu comunicăm, cred. Nu știu, tot încerc, analizez de când am început această asociație și acest proiect de suflet. Încerc să-mi dau seama ce ne determină să fim atât de răi cu persoanele cele mai apropiate nouă. Cred că nu știm să comunicăm sau ne este frică să spunem adevăruri pe care n-am vrea să le auzim și noi la rândul nostru. Poate că sunt căsătorii grăbite. Se poate întâmpla și așa ceva. E foarte importantă prietenia și încrederea în celălalt atunci când pornești într-un cuplu. Adevărat. Pentru că dacă amândoi învață să-și spună de la început problemele, atunci nu le va fi frică și rușine să recunoască când unul greșește. Pentru că multe lucruri de genul acesta s-ar putea rezolva dacă ei s-ar așeza la o masă și ar sta de vorbă. Aici, bineînțeles, vorbim de cazurile fericite, dar mai există și cazurile medicale. Pentru că acest comportament agresiv este și pe fondul unor dezechilibre, să spunem, emoționale, care se întâmplă la agresori. Și acestea țin de medical și de psihologic. Aici comunicarea, în acele cazuri, comunicarea nu știu dacă ar funcționa, cât ar funcționa poate o terapie și o evaluare psihologică. Și atunci trebuie să învețe să vorbească persoanele agresate, că dacă nu învață să vorbească, tot nu vor fi ajutate. Da. De asta insistăm noi pe această cifră neagră. Eu urăsc oricum terminologia de cifră neagră, mi se pare că sună foarte urât, dar de aceea insistăm pe acești oameni care nu au avut curajul să spună nimănui niciodată prin ceea ce trec. Pentru că trebuie să le determinăm, vorbesc la feminin, pentru că majoritatea victimelor sunt de sex feminin, din păcate, dar se întâmplă și bărbații să cadă pradă actelor de violență. Aceste persoane, este foarte important ca aceste persoane să ceară ajutorul oricui până la urmă. Dacă nu simt încredere în poliție, să ceară oricui ajutorul. Să vorbească cu o vecină, să-i spună să sune la 112 dacă aude farfurii sparte în casă, să nu dea televizorul mai tare. Să vorbească la școala copiilor, să vorbească la locul de muncă, să nu mai fie judecată. În primul rând, ține de educația atât a cuplului cât și a noastră, a societății, pe de-a întregul. Să înțelegem că este o problemă socială gravă care este de când lumea și pe care noi abia acum începem să o scoatem ușor de sub covor. Și nu este nimic rușinos în asta. Da. Spuneam de multe femei care sunt la muncă în străinătate. Da. Și care sunt... femei care chiar pleacă să muncească, să vină cu bani acasă, lăsându-și eventual copiii aici cu părinții, când se întorc acasă, sunt acuzate că și-au înșelat soții, deși ei au fost de la început de acord ca ele să plece. Ele nu sunt de vină. Deci am văzut și aici la dumneavoastră o declarație, cum mi-e frică să merg acasă seara, stau pe bancă în parcul de lângă bloc până mi se face frig. Umple cada cu apă și mă ține cu capul sub apă până recunosc că îl înșel. Nu-l înșel, doamnă. Îl cunosc de când aveam 16 ani. Tot pe el îl iubesc. Nici nu văd alți bărbați. Exact. Deci... e îngrozitor. Este îngrozitor și acuzele că sunt înșelați sunt extraordinar de dese. Ea e pusă să facă o declarație sub tortură. Este tortură. Și nu se duce să se plângă. Ce să fac? Îl iubesc. Deci acceptă până la urmă lucrul acesta. L-a acceptat până la un punct că până la urmă a venit la noi, astfel am aflat și această declarație, dar este foarte, foarte greu, foarte greu. Avem o voluntară, mămica unei voluntare de-a noastre, care ne-a recunoscut într-un final că trece printr-o astfel de situație și nu vrea să plece pentru că a stat cu el o viață întreagă. Unde să mai plec acum, doamnă? Au crescut copiii, el e bolnav, unde să mai plec acum?
Este dramatic, deci este absolut dramatic ce auzim în jur. Dar să revenim la partea pozitivă a lucrurilor. Da, da. Există soluții și lumea trebuie să înțeleagă asta. Există soluții și trebuie să ceară ajutorul. Trebuie să lupte pentru dreptul lor la viață și la demnitate. Pentru că există oameni care îi ajută, există instituții care sunt abilitate să implementeze legi și să le aplice, există ONG-uri la nivel național care fac asta. Da. Și există oameni de bună credință peste tot, nu neapărat din aceste ONG-uri sau din aceste instituții, există oameni care înțeleg această problemă. Am constatat că lucrați și pe bază de voluntariat. Da, da. Deci vin fetele, majoritatea sunt fete. Majoritatea sunt fete, e adevărat. Au în ele acest simțământ al ocrotirii. Da. Fiind partea feminină, simte nevoia să ocrotească, să oblojească, da? Adevărat. Așa. Vin să se înscrie să fie voluntare? Da. Fetele? Da. Și fac treabă? Sunt extraordinare. Avem o gașcă de voluntari absolut extraordinari și sunt de toate vârstele. Adică avem o doamnă care are aproape 50 de ani. Perfect. Da. Deci avem de la studente de 19 ani până spre 50 de ani. Sunt nemaipomeniți. Fiecare ajută cu ce poate, cum poate. Da, și acest ajutor înseamnă, în primul rând, ei se învață care sunt legile, nu? Da. Participă la activitățile noastre, cele mai multe activități sunt de educație și de prevenire. Și mergem în școli, în care mereu participă și au vorbit copiilor, facem prezentări împreună, organizăm evenimente de prevenire. Astea sunt cele mai importante și le facem cât de des putem în cele mai variate moduri posibile, de la evenimente stradale până la evenimente în săli închise. Asta e foarte important. Deci unde vă putem întâlni? Peste tot în ultima vreme, da. Facem campanii online, am început o campanie acum câteva luni bune și a dat rezultate care pentru toalete, în toalete, singurul loc unde o femeie merge singură. În toaleta de femei. Acolo și împăratul merge singur. Așa, am făcut la pasajul de la universitate, în stradă, în parcuri, în Parcul Titan, peste tot, la muzeu, la Clubul Țăranului Român, în cinematografe, peste tot. Cel mai important este să intre pe site-ul nostru, dacă vor să ne... Deci să spunem, deci Asociația Necuvinte. Da. Da, și... Site-ul este www.necuvinte.ro. Da. Și ne pot scrie, ne pot lăsa sugestii, impresii, ne pot chema să le vorbim într-un anumit loc. Am mers, am răspuns la toate invitațiile pe care le-am primit, am făcut tot posibilul să ajungem, indiferent că a fost Cluj sau Pitești, sau încercăm să ajungem peste tot și să înțeleagă că au drepturi. Asta este principala noastră luptă, de fapt. Deci este foarte important să vă caute, să intre pe site, să vă caute dacă au nevoie de ajutor sau dacă absolut. Nu știu cum să procedeze. Absolut, absolut. Am văzut că o propoziție extraordinară pe care o puneți aici, da? Nu ești tu vinovată pentru comportamentul abuziv al partenerului tău. Foarte multe persoane își asumă greșelile pe care le face partenerul. Este, psihologii îl numesc sindromul Stockholm. Este sindromul persoanei care a fost victimizată atât de mult timp, încât începe să ia apărarea agresorului. Psihologii spun că este o metodă de autoapărare. Creierul încearcă să găsească scuze agresorului. Încearcă să-i găsească scuze pentru comportamentul pe care l-are. Ca să încerce să se simtă bine propriul exact, trup. Și ca să înceapă să încerce să se protejeze. Și se întâmplă foarte des ca acest sindrom Stockholm să se regăsească la victimele violenței în familie, în care descoperi că încerci să le ajuți și ele iau apărarea agresorului. Dar este o etapă care trece. Trebuie doar să prindă încredere în faptul că există ajutor. Și că nu este doar un moment sau că nu este doar un om care spune și nu face nimic altceva în spate. Dar sindromul Stockholm este extrem de periculos și face și ce a spus dumneavoastră mai devreme, o face pe ea să se simtă vinovată pentru tot răul pe care îl produce el. Deci, în cazul violenței în familie, care se poate întâmpla... cum să spun, oriunde, cred oricui. Că 90% bărbatul își bate soția. Dar nu vorbim numai de violență fizică. Vorbim și de hărțuire și de violență emoțională. Așa, haideți să le explicăm puțin. Da, da.
multă lume înțelege prin violență domestică violența fizică propriu-zisă, doar loviri și vătămări fizice. Aceasta este cea care se vede poate cel mai ușor, la suprafață, dar cea mai periculoasă, poate, îndrăznesc să spun, este violența emoțională. Violența care te face, cum ați spus la începutul emisiunii, din om în neom, care te transformă dintr-o femeie sigură pe tine, cu picioarele pe pământ și cu încredere în viață și în familia ta, te transformă într-o femeie care nu mai ai încredere nici să vorbești care, în public. Care mergi ștergând pereții. Exact, da, exact, da. Mergi ștergând pereții tot timpul cu privirea în jos. Violența emoțională este și creează niște drame absolut, absolut îngrozitoare. Există și violența sexuală. Nu trebuie să uităm de violența sexuală. Deci, să înțeleagă ascultătorii noștri că inclusiv pentru această violență emoțională, când doar există prin vorbe soluții, te minimalizează, te calcă în picioare doar prin vorbe, tot o faptă de violență absolut este. Și pentru aceasta tot trebuie să ceri ajutorul. Absolut, absolut. Și nu numai că poți să ceri ajutorul, dar se pot obține și ordinele de protecție pentru această violență emoțională. Pentru fapte de hărțuire și se pot obține ordine de protecție prin mesajele pe care, dacă există dovezi, ajută, dar dacă nu, se pot obține doar prin descrierea foarte corectă a situației de fapt. Da, și oricum aceste persoane pot fi ajutate, deci trebuie să apeleze cu încredere. Trebuie să apeleze cu încredere, da, și să nu accepte că nu se poate și să nu renunțe la lupta pentru ele. Asta este foarte important. E foarte important să rămână în continuare așa cum au plecat la drum, exact, alături de un om. Exact. Da. Să nu uităm că avem din când în când și câte un respiro muzical. Just
Radio România Internațional. România mai aproape de tine. Avocatul casei. Avocatul casei, avocatul postului de Radio România Internațional, invitat doamna Simona Voicescu, președinta Asociației Necuvinte, și care duce o luptă extraordinară pentru ca persoanele agresate să înțeleagă că există o lege care condamnă violența în familie. Da. O să vreau să fac așa o mică trecere în revistă scurtă legată de ce se poate face. În momentul în care o ascultătoare de-a noastră, orice femeie, orice om, consideră că este victima unui act de agresiune, trebuie să se ducă în prima secție de poliție pe care o întâlnește în cale, indiferent dacă este în raza domiciliului ei sau nu. Dacă nu are adăpost, dacă este frică și nu are cum să se întoarcă acasă, trebuie să-i solicite acelui polițist să o însoțească într-un centru pentru mamă și copil. El este obligat legal să facă acest lucru. 2. Există această cerere pentru emiterea unui ordin de protecție. E un formular care se poate descărca de pe site-ul Ministerului Justiției, site-ul nostru și al multor altor organizații, sau dacă nu, îi se duce la registratură și roagă frumos să îi se dea acest formular la registratura judecătoriei. Este scutită de taxă de timbru și o poate completa singură și depune singură fără sprijin. În cazul în care nu are venituri, poate să solicite în acea cerere să îi se acorde un avocat din oficiu. Trebuie să înțeleagă că toate aceste proceduri pe care le-am enumerat sunt gratuite. Sunt gratuite și sunt, în afară de instanță care nu lucrează non-stop, poliția lucrează non-stop. La orice oră, că este ora 3 dimineața, 5 dimineața, pleacă de acasă și va găsi undeva în mod sigur înțelegere. Dar să nu se ducă în parc sau, Doamne ferește. Da, să nu stea ascunsă sub scara blocului. Dar aceste lucruri se pot face oricând, în orice zi, că este sărbătoare, că este vacanță parlamentară judecătorească, nu contează, aceste cauze se judecă tot timpul. Deci acestea se pot face oricând. Acesta este, de fapt, succesul pe care l-ați avut. Faptul că nu mai este pus dosarul undeva la rând, ci se judecă în 72 de ore. Se judecă. Este, vorbeați mai devreme de violența emoțională. Cred că e foarte greu de demonstrat violența emoțională. Este foarte greu de demonstrat, mai ales fără sprijinul unui avocat bun, care să știe să transforme ceea ce persoana victimă îi spune, să știe să o transforme în infracțiuni și în limbaj juridic. Pentru că pe violența emoțională este foarte greu să explici chiar și la poliție. Acum, ce înseamnă asta? Că ți-a vorbit urât. Mare lucru. Mare scofală că ți-a vorbit urât. Trebuie să știi să explici că nu ți-a vorbit urât, că ți-a scăzut încrederea în sine, că te-a demoralizat, te-a devalorizat, că datorită comportamentului lui tu ți-ai pierdut locul de muncă, că nu mai poți să te întreții ca persoană, ca individ matur și independent datorită acestui comportament al lui repetat, că ți-a adus prejudicii pentru integritatea ta până la urmă, ca om, ca individ, tu nu mai ești om. De aceea mi-a plăcut foarte mult ce ați spus din om în neom, pentru că mai bine de atât nu poate fi spus. Aici mai este încă de lucru, dar se pot obține ordine de protecție. V-am spus că ideal ar fi aici să fie totuși un avocat, pentru că el va ști exact cum să pună punctul pe i în cererea pentru instanță. Da. Acum, în general, iată că am vorbit de femeile care sunt agresate. Da. Dar sunt și bărbați tineri agresați și mă gândesc, eu, dumneavoastră ați întâlnit sigur caz concret, dar eu mă gândesc la mulți tineri care încă nu și-au făcut ei singuri o familie, trăiesc cu părinții, deci familia lor încă este cea cu mama și cu tatăl, și dacă au parte de un tată violent, care este nemulțumit de cum evoluează el, poate să îl agreseze, chiar emoțional, călcându-l în picioare verbal și spunându-i că e un nimic, deși părinții i-au dat naștere și l-au crescut. Și acei bărbați, de fapt, sunt la un moment dat atât de speriați din respect că-s părinții lor sau de frica unui tată violent. Și ei nu trebuie să se rușineze. Ați întâlnit bărbați care să vină să recunoască? Cred că bărbații au o rușine și mai mare. O rușine și mai mare pentru că este un alt mecanism emoțional, la ei este un orgoliu, în primul rând. Și el este stăpânul casei, cum să recunoască că el este slab.
Dar am avut un caz de bărbat victima violenței în familie ca la carte, să spunem. Adică ținut, pus să doarmă în mașină, dat afară din casă, umilit. A fost absolut îngrozitor. A vrut doar să vorbească cu cineva, nu a vrut să meargă mai departe legal. Și a mai fost un caz... A avut nevoie de un număr pe care să plângă. Da, da, da. La fel, probabil din aceeași rațiune ca cineva să-i spună că n-a luat-o razna și că nu se plânge inutil. Și a fost un moment pe care mie mi-a rămas în minte. A venit un adolescent la noi în birou, un puști de 17 ani, la care eu am apreciat extraordinar de mult curajul de a intra într-un birou străin și de a vorbi cu un total străin, un om pe care l-ai văzut prima oară, și a spune: da, la mine în casă se întâmplă lucrurile astea. Un copil care se uita în ochii mei în timp ce vorbea deci cu mine. Deci copilul a venit să spună, da, ce se întâmplă, da, în casă. Pur și simplu într-o zi oarecare ne-a intrat în birou. Și a fost, m-am uitat la el cu admirație extraordinară pentru curajul și cum stătea pe scaun și cum vorbea cu noi, cu o înțelegere a faptului că este grav ce se întâmplă la el în casă, atât de mare, încât și-a asumat acest pas. A spus: vă rog mult, mâine am să vin cu mama, vă rog mult să faceți orice puteți să faceți, chiar dacă tata ajunge la închisoare, pentru că nu se mai poate. Ceea ce mi-a spus acum, de fapt, reflectă o arie mai largă. E un tablou mai mare pe care eu îl văd acum. Vedeți, sunteți foarte tânăr. Da. Mulțumesc. Și ați plecat la un drum greu, dorind să faceți educație, în primul rând, educație legislativă și de protecție. Aveți voluntari tineri foarte mulți. Da. În general există o expresie că generația de astăzi nu știe ce vrea și că stau numai cu telefonul în mână. De asta spun eu că văd un tablou mare și un tablou în care, de fapt, descoper că tinerii de astăzi pot să fie generația viitoare în care să avem încredere și pe care să ne bazăm că vor schimba societatea și mentalitățile. Eu mă uit la o parte din voluntarii noștri, la toți, dar mă uit la o parte din voluntarii noștri care sunt între 19 și 23 de ani, care vin voluntar în timpul lor liber, în care ar putea să iasă în parc sau într-un club, și vin și fac lucruri într-un domeniu foarte dur. Să ajute oameni străini total, pe mulți nu-i cunosc niciodată, pur și simplu pentru că vor să facă un bine cu timpul lor liber și o fac din suflet. Iar pe mine m-au impresionat extraordinar de tare acești tineri. Eu cred că fiecare generație are părțile ei bune și părțile ei rele, dar să știți că e o generație frumoasă. Nu, eu am speranțe mari în ei. Adică da, este fantastic. Uitați-vă la curajul acestui tânăr, da, care a vrut să-și protejeze mama. Da. Dar și el era la rândul lui victimă. Era clar și el victimă, dar nu dorea să ducă mai departe, să plece cu acest rucsac. Felul în care a spus-o și asumarea a fost foarte asumat. Da, deci toată lumea trebuie să înțeleagă că există deja o legislație care protejează dreptul la existența demnă. Liniștită, la demnă. Existența demnă. Demnă, exact. Pentru că, de fapt, oameni, am fost făcuți oameni ca să ne deosebim de animale, tocmai pentru că știm să judecăm, să ne comportăm și să protejăm. Și trebuie să știm să ne controlăm. Dar această legislație, iată, dumneavoastră ați făcut un lucru extraordinar cu acest timp pe care l-ați oferit victimelor. Da. Este un timp în favoarea lor pe care l-ați obținut. Vorbim de codul penal. Există încă multe modificări, pentru că mulți se împiedică de anumite articole din codul penal. Da. Anul trecut, când a fost depusă această modificare privind demiterea în 72 de ore a ordinului de protecție, am mai depus o solicitare privind modificarea articolului 193 din codul penal, loviri sau alte violențe. Așa. Ce trebuie să înțeleagă toată lumea despre acest articol? Că reprezintă jumătate din statisticile pe violență în familie din România în fiecare an. Adică jumătate din incidentele care sunt în spectru familial sunt pe articolul 193, loviri și alte violențe. Adică foarte multe, foarte, foarte multe. Deci ăsta este un articol separat. Este un articol din codul penal. Care se referă numai la loviri și alte violențe. Da. Așa. Ce am solicitat noi, la momentul actual, acest articol spune că
Actele de violență care se încadrează în acest articol și care necesită până la 90 de zile de îngrijiri medicale. Vă dați seama ce înseamnă 90 de zile de îngrijiri medicale. Mult, este enorm. În aceste cazuri, acțiunea penală începe și încetează la plângerea victimei. Și aici este o problemă foarte mare în România, pentru că cu toate că sunt jumătate din infracțiunile în familie în acest articol, condamnările sunt undeva la 2%. Pentru că victimele își retrag plângerile. Din stres, din prea mult, din suferință, din dorința de a merge mai departe și a uita. Tot ce depășește 90 de zile, actualul cod penal spune, acțiunea penală pornește din oficiu din partea statului. Noi am cerut să se reducă acest număr de îngrijiri medicale la 30, astfel încât acțiunea statului să pornească mult mai rapid în cazuri mult mai ușoare. Să nu ajungă femeia să fie călcată în picioare până când statul să considere că cetățeanul lui este lezat. Extraordinar. Deci, iarăși, este o gândire extraordinară în favoarea victimei. Da. Aici este o luptă puțin mai complicată. Trebuie să treacă tot prin Parlament. Da, este. Sigur, a trecut jumătate de drum la făcut. Jumătate mai... de drum, da, a trecut de Senat. A trecut de Senat, este în ultima comisie a Camerei Deputaților, unde este de câteva luni bune. Ar trebui până la finalul acestei legislaturi. Asta ne dăm dori și noi. Asta ne-am dorit și noi. Poate că aveți noroc, pentru că ar trebui să termine cu cea însertare. Da, da. Sunt multe. Ar aduce, ar afecta în bine, ar îmbunătăți extraordinar de multe situații din România. Da, pentru că veniți iarăși în ajutorul victimelor în momentul în care, după 90 de zile... După 60 de zile își retrag plângerea și așa mai departe. Dar este foarte mult 90 de zile. 90 de zile este enorm. Este enorm. Da, da. Și atunci dacă după 30 de zile automat ar intra din oficiu... Da. Și mai este un avantaj în a intra din oficiu, că nu se mai poate retrage plângerea. Pentru că nu este plângerea făcută de victimă, este de stat, care consideră că cetățeanul lui a fost lezat. Da, este iarăși o protecție a cetățeanului, este extraordinar. Da. Eu vă țin pumnii să vă treacă și vă mulțumim această modificare legislativă, dar, stimați ascultători, iată că programul nostru se apropie de sfârșit. Noi nu ne rămâne decât să vă mulțumim că ne-ați fost alături, să nu uitați, doamna Simona Voicescu este președinta Asociației Necuvinte, www.necuvinte.ro, unde dumneavoastră puteți să aflați tot ce vă interesează, vă puteți adresa și să rămâneți în continuare prietenii noștri. Toate cele bune! Unde sunt nopțile noastre perfecte?
Sunt